Gata? Merge? Dan, Alexa, ai bătut Dinamo. Da. În sfârșit una bună. În sfârșit o scandare bună. E săturat de alealte, triste așa. Da. Într-adevăr, o victorie importantă. Cred că o victorie meritată. Am fost echipa mai bună, o echipă care a pus probleme. Am și suferit în anumite momente ale jocului. Din păcate am luat 2 goluri din fază fixă. Și asta contează, pentru mine contează foarte mult. Una peste alta sunt fericit și bucuria trebuie să fie de scurtă durată pentru că avem un meci important în cupă. Te-ai manifestat totuși așa la ultimul gol, am văzut că ai avut o alunecare din asta. Da, era un meci important, un moment important pentru echipa noastră. Am avut evoluții bune, exceptând prima repriză cu Clinceniu în ultimul timp. Cred că meritam să avem mai multe puncte. Important e că am câștigat astăzi și echipa a arătat forță, care are forță de play-off. Îmi doresc să arătăm așa și în meciurile din deplasare, pentru că avem diferența de evoluție este diferită, din păcate. De când ai mai încercat o asemenea alunecare? Din Liga a doua, când eram într-un la Rapid, pe la Brăila, pe acolo. La acea alunecare, de momentul în care te-ai manifestat la gol, ai semănat foarte mult cu jucătorul care a făcut niște partide foarte bune pentru Dinamo. Se pare că suporterii Dinamo Vistin s-au uitat acest lucru și au avut nenumărate probleme cu tine. Problema mea cu galeria, atât timp cât îmi juri familia și copiii, am spus-o și la conferință, am spus și la flash interview, pentru mine galeria lui Dinamo sunt niște pisoi. Pisoi. În țarcul ăla sunt tari, ei le permite negoiți. Nu știu ce atâta frică au de galeria asta. Ei știu unde mă găsesc, fac semne că ne bat, sunt smardoi, nu știu vreun smardoi de acolo. Nu știu. Poate să mă găsească, îi aștept, dar știi ce se va întâmpla? Că nu vor veni nimeni. Pentru că ei sunt puternici pe site-uri, hai să vă spun ce a ajuns special, pe site-uri, și au un grup de 20-30, dau foc la hotel, se sperie negoiță, începe să-i caute, vorbește cu ei. Asta merită. Una dintre problemele lui Dinamo sunt și galeria. Iar din punctul meu de vedere, le transmit, le spun și o să le spun toată viața lor. Ăia doi șefi de galerie, Elias și cu Tararachi, sunt niște pisoi. Ei au oportuniști, au ținut și au umflat buzunarele pe la Dinamo cu ani de zile, proști ascultă de el, hai și copii, bătaie. Pe cine bate ei, mă? Pe cine bate? Nu știu dacă au bătut pe cineva, nici covoare nu poate să bate. Dar cum s-ar rezolva această problemă? Treaba lor. Treaba lor. Eu vreau, deci le transmit public și credeți-mă ce vă spun și că nu sunt sureșitat după victoria asta. Vreau să mă caute, să mă arate cât sunt de bărbați. Adevărat, îi aștept, nu știu, mă găsesc în București, stau în Timișoara, în Ploiești, unde vrei. Tu când erai jucător, cum gestionai relația cu suporterii? Întrebați-l pe Elias cum am gestionat-o. Li se permite foarte mult și ei sunt niște pisoi. Ies pe stradă și fac poze pe stradă. Dacă mă văd pe stradă, fac poze. Acum. Asta e. Acum, dacă mă înjură, acum umplu site-urile, încep să umfle mușchi în ei, pun glugele alea în cap, vin... Pe cine puneți, bă, glugele în cap? Sunteți nebun la cavai de mama voastră, sunteți. Dar înțelegi pe cei de la Dinamo care apără pe suporteri? Nu. Stați puțin. Vreau să... Din punctul meu de vedere, cele mai frumoase coreografii, forță, mulți în tribună, spectacolul Dinamo. Absolut. Dar atunci când eu îți permis să intri la mine în casă, să-mi dai foc, să pui antrenor, tu schimbi antrenor, moare Ilie, moare galerie, moare și nu trimiți o coroană. Ce galerie ești tu? Cine sunteți voi? Voi sunteți doar niște oportuniști. Că asta au fost ei, ăia, liderilor de galerie. Sunt șef de galerie și eu știu ce vorbesc și le-am zis-o și în 2004 și luați interviurile. Sunt niște oportuniști care s-au aciuat pe lângă club. Își mai au voturi, își mai fac, că văd că Elia s-a băgat și cu primarul, nu știu ce sector. Ăștia sunt șefii galeriei lui Dinamo, niște pisoi și oportuniști. Și proștii, ăia cu glugele în cap, mă văd pe stradă, fac poze. Ăștia sunt negoiță, din punctul meu de vedere, foarte slab conducător. Foarte slab, că le permite. Ce să-ți facă, bă, negoiță? Tu ești patronul. Păi i-a dat foc la foc. I-a dat foc, să-i mai dea și să mai vorbească cu ei. Ai bătut Steaua, ai bătut CFR-ul, ai bătut și Dinamo, Budescu cu 2 goluri geniale. Da, vedeți cu un jucător excepțional, am arătat că merităm să jucăm în play-off. Evoluția lui din această seară recomandă pentru a fi convocat la Național? Budescu poate face la echipa națională în orice moment. În orice moment poate fi periculos, indiferent de adversari, indiferent de nivel. Budescu, dacă e bine pus la punct din punct de vedere a ritmului de joc, e fantastic. El și-a pierdut tot ce speranță, a zis că nu mai are el treabă. Bine, așa e el, dar se gândește la echipa națională, vă zic sigur, pentru că
Îl văd cum se antrenează, văd ce gândește. Ți-a și spus acest lucru că își dorește? Nu, dar îl văd eu cum se antrenează. Își dorește foarte mult să joace bine. Și mă gândesc că nu a șters echipa națională din mintea lui. Patronul a spus că dădea și o primă dacă era la meciul ăsta. Credeți că le convine până la urmă să vireze niște bani la băieți, chiar dacă e la Nu știu, avem prime de obiectiv. Nu, asta e important. Important e că avem evoluții bune. Dar la fel de important este că trebuie să repetăm evoluțiile bune și în deplasare. Tot patronul l-a criticat pe Mihai Rădu și te-a felicitat că nu l-ai folosit pentru că e un jucător care nu aleargă și că a luat decizia corectă în meciul de azi, l-ai repet, știți foarte bine, domnul Nicolae m-a pus antrenor când a venit după retrogradare, domnul Nicolae m-a întors din drum când mi-am dat demisia la Iași. Dânsul este patronul echipei și respect foarte mult. Domnul Nicolae mai spunea tot în această seară care de gând să aducă un jucător foarte important la Astra și că o să fie o surpriză pentru toată lumea. O să vorbesc cu dânsul acum, n-am apucat. Mulțumesc!